Haideți să mai încercăm o dată chestia asta cu bună seara, vrumul din suflet, să ne animăm puțin, să există o comunicare între noi, să începem așa în forță, ca și cum eram 150.000 de oameni aici și apare cineva pe scenă și yeah! Eu sunt Cătălin, Cătălin, te iubim! Vreți să încercăm chestia asta? Hai, vă rog eu, din suflet, hai, la 3, da? 1, 2, 3, bună seara! Relativ bine. De când fac stand-up comedy, eu îmi pun o singură întrebare. Ce șanse am eu la o gagică în fața unui atlet? Pentru că vă dați seama, gagica aia îl vede pe ăla. Mamă, ce biceps, ce abdomen, mamă, cât de tare e ăsta. Eu fac stand-up comedy, ce pot să-i spun? Lasă-l pe el, curcă-te cu mine, o să fie super amuzant. Îți dai seama, gagica aia îl vede pe ăla. Mamă, ce pachet are ăsta, ne-o tragem toată noaptea. Da, lasă-l pe el! Culcă-te cu mine, o să te caci pe tine de râs. Un atlet cred că ar fi peste o gagică ceva de genul ăsta așa. Eu cred că aș fi cam așa. O știi pe aia cu marea? Probabil că ați observat că la viața mea am avut foarte multe prietene. Am avut 3 de sunt mai multe. Imaginați. Prima mea prietenă trăgea foarte mult de fiare, făcea Scandenberg. Vă jur, chiar făcea Scandenberg. Și am crezut că este foarte blând în pat. Când eram noi cu în pat, se uita în ochișelii mei, mă masa ușor, pe butică. După care m-a apucat de... El. Și te-ntorcea. Schimba viteza. Am spus că făcea Scandenberg. După care făcea treaba asta. Puh, te-am pus! Și vă jur, nu mi-am ținut niciodată mai mult respiața ca atunci. Cred că mi l-a rupt. A doua mea prietenă testa jocuri pe calculator, este o meserie nouă, se numește Game Tester. Eu am crezut că este foarte blândă, mă masau și pe butică, că dacă e un mouse... După care și închipuia că penisul meu e un joystick. Nu trage, apasă că o să tragă. Și ultima mea prietenă a fost degustătoare de vinuri. A fost cea mai umilitoare experiență din viața mea. Fiindcă astăzi de două măcar mă atacau fizic. Asta m-a atacat psihic. Avea un ritual al ei, avea ritualul vinului. Îl apuca, îl agita. Noastră toamnă? L-ai lăsat la maturat în chiloți? După care făcea treaba aia. Sec. Viță nobilă, dar cam necrescut asta. Să n-a ajuns la maturitate. L-ai văzut vreodată? Eu? Glumești? Abia dacă apuc să o văd pe mama. Atunci cum știi că există? Cum știu? Ce întrebare e asta? Păi aș putea să fac rost de un costum ca ăsta cu $14 dacă n-ar fi nimeni acolo sus? Ia, ia vine. Ia pune mâna. Uită-te ce material, cum să te îndoiești, a? Asta e cea mai bună dovadă pe care ai? Hei, Vechiul Testament ce e, pateu cu ceapă? Păi cum crezi că i-a scos Moise pe izraeliți din Egipt, a? A dansat dubstep și a făcut cu ochiul. Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava, Nagila. Crede-mă, nu desparți Marea Roșie cu o drăcovenie de la Dedeman. Îți trebuie putere. Deci e tare. Foarte tare. La capătul celălalt era sergentul Reed de la omucide. Alo? 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 Da! Alo? Da! Îl mai cauți pe Dumnezeu? Da! Marele Creator Atotputernicul, cauză prima tuturor lucrurilor? Exact! Cineva cu descrierea asta a apărut la morgă? Ar fi bine să treci pe aici imediat! El era. Și după cum arăta, ucigașul fusese un profesionist. Era mort când l-au adus. Unde l-ați găsit? Un depozit pe Delancey Street. Aha, aha. Ai vreun indiciu? Pare să fi fost mâna unui existențialist, suntem siguri. Cum îți dai seama? Nu pare să fi urmat niciun sistem. Impuls. Crimă pasională. Te-ai prins?
Ceea ce înseamnă că ești suspect, Kaiser! De ce tocmai eu? Dar cine eu? Toată lumea știe la secție ce părere ai despre Jean-Paul Sartre! Asta nu mă face un ucigaș. Nu încă! Dar ești suspect, Kaiser! Ha, 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 ha.